Retragerea și depunerea mandatului de către premierul desemnat Nicolae Ciucă a devenit realitate și a anunțat colegii din biroul executiv cu privire la această intenție. Urmează ca mâine, la prima oră, să vină la Parlament pentru a reface procedura, așa cum a depus lista și programul de guvernare. Mâine Nicolae Ciucă trebuie să vină și să-și depună mandatul tot la nivelul legislativului național. Drept urmare, calendarul pentru audieri și pentru votul de investitură deja fixat urmează să fie anulat. Iar în acest moment, liberalii analizează ce trebuie făcut în viitorul apropiat. Mâine vom avea și o ședință a Biroului Politic Național în care vor decide flexibilizarea mandatului pentru negocierea unui guvern plin și nu a unui guvern minoritar, iar mandatul se referă la discuții cu toate partidele, cu excepția AUR. Potrivit însă unor surse din conducerea liberală, este posibil însă ca la viitoarele consultări să se vină tot cu Nicolae Ciucă propunere de premier, iar în jurul acestuia să se construiască o majoritate, preferabil susțin unii din partid, cu Partidul Social Democrat, mai ales că mâine ne așteptăm ca într-o ședință a biroului permanent al Camerei Deputaților să fie investit cu voturile PNL Sorin Grindeanu, actual vicepreședinte al Camerei, ca președinte interimar al acestei camere legislative. Un semn, susțin liberalii, de bună credință pentru viitoarele discuții cu cei de la PSD.